Bună dimineața, bine te-am găsit! Iată că a început o nouă săptămână și a început una destul de tensionată, dacă e să ne luăm după prima zi a săptămânii. De ce spun asta? Pentru că ne apropiem de un careu între Soare și Pluto și este ultimul careu pe care îl face Soarele cu Pluto din Capricorn. Lângă Pluto va ieși pe data de 19 noiembrie și acest careu se va mai petrece peste aproximativ 248-250 de ani, mulți ani de acum încolo. Cine știe cum vor fi oamenii care vor retrăi acest careu data viitoare. Ce poate să ne aducă? Ne poate aduce foarte multe tensiuni, lupte de putere. Încercăm să-i convingem pe ceilalți să facă așa cum ne dorim noi. Nu ne dăm seama că poate ei au o metodă mai bună, dar nu vrem noi să pierdem deloc controlul. Hai să ne uităm acum la fiecare dintre noi, cum ne afectează. Te invit să te uiți și la zodie și la ascendent și să nu uiți, te rog, aici avem un horoscop teoretic general. Începem cu berbecul. Ești printre cei afectați de careul Soare-Pluto. Aș putea spune că astăzi, deși nu vrei, poate, sinea ta ai vrea să te grăbești, să iei decizii, ai nevoie de diplomație, tocmai pentru a nu crea anumite probleme care să-ți aducă repercusiuni atunci când îți va fi lumea mai dragă. Deci, mă astăzi la Taur sau la cei cu ascendentul în Taur, ei bine, luptele de putere cu colegii s-ar putea să te epuizeze, să fie destul de copleșitoare și tu, când te duci acasă, să nu te poți deconecta deloc și mintea ta să funcționeze, să fie propriul inamic. Ce îți recomand eu astăzi este că dacă e, iată, un proiect la serviciu în care știi că nu ai mari șanse, nu te implica acolo doar pentru a demonstra ceva. Mergem acum, iată, la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni. Să știi că pe tine acest aspect, careul dintre Soare și Pluto, nu te afectează în mod special, însă vreau să ne reamintim faptul că Venus a intrat în casa șaptea a relațiilor și că dacă au fost probleme pe plan personal, relațional, ele pot fi corectate sau poți să începi să găsești soluții. Mergem acum, iată, la Rac sau cei cu ascendentul în Rac și pe tine te afectează acest careul dintre Soare și Pluto pentru că la tine primul lucru care contează în viață este familia. Ori Soarele este chiar în casa a patra a familiei. Da? S-ar putea să apară niște lupte de putere între rude, stai departe de ele sau dacă te implici în ele, trebuie să știi că la un dat vei avea și de pierdut. Și doare rău de tot când orgoliul ți este, cum aș putea să-i spun, zdrobit. Da? Deci depinde foarte mult și de modul în care tu te implici în aceste situații. Mergem la Leu sau cei cu ascendentul în Leu. Să știi că n-aș zice că aspectul de astăzi te afectează serios, chiar dacă Soarele este, iată, guvernatorul tău și face careul cu Pluto, cred că mai degrabă astăzi ai șansa să spui lucrurile pe care nu le-ai spus de mult timp sau să le scrii, că mai nu mai comunicăm atât de mult offline, comunicăm mai mult în online. Deci dacă ai așteptat să faci un reproș, să spui ce te-a durut, astăzi este ziua cea mai potrivită. Mergem acum la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Să știi că te poate afecta foarte mult pe plan financiar pe tine acest aspect. Și cumva simt nevoia să-ți atragă atenția la acele momente, la acele cheltuieli pe care le vei face doar pentru, nu știu, a fi în rând cu lumea, pentru a demonstra cuiva din familie că și tu ai bani să plece nu știu ce concediu sau pentru a demonstra vecinei că și tu ai rochia respectivă sau și tu ai bani să-ți iei nu știu ce obiect de vestimentație nemaipomenit. Da? Deci când ai momente din astea, las că-ți arăt eu ție, îmi cumpăr și eu ce ai numai tu, dă un pas în spate și dă-ți seama despre ce vorba cu adevărat. Și acum la Balanță sau cei cu ascendentul în Balanță, îți dai seama, Soarele este în semnul tău, mai stă puține zile aici, ești așa pe ultima sută de metri într-un proiect, ori careul Soarelui cu Pluto s-ar putea să te facă să dai un pas în spate, din păcate. În loc să te duci în față, să avansezi, tu mai dai un pas în spate. Amar, dacă dai un pas în spate, să te asiguri că este totul ok, e perfect. Dar dacă dai un pas în spate pentru că nu ai încredere în tine și pentru că vocile celorlalți devin mai puternice, acolo e o problemă și trebuie să-ți dai seama ce contează cu adevărat. Ce zic unii sau ce îți dorești tu. Mergem acum, iată, la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Foarte multă oboseală oricum, cu toate aspectele de pe cer de pe acum, iată, până pe 23 când Soarele intră în semnul tău, ești epuizat, ești copleșit. Și dacă tot se întâmplă asta, păi fă tot posibilul să nu răcești, să să faci mai multe activități decât e cazul, fă tot posibilul să nu ieși cu oamenii care știi că nu sunt buni de nimic și doar se victimizează, se plâng. Tu ai nevoie acum de lucruri calitative, ai nevoie de, iată, spațiu, ai nevoie de timp pentru tine și de odihnă. Și nu mă refer doar la odihna fizică, mă refer foarte mult și la odihna mentală. Deci acum iată la Săgetător sau cei cu ascendentul în Săgetător, cum Venus este în semnul tău, aproape că nici nu mai contează restul. Ce vreau să-ți explic este că lui Venus îi plac oamenii încrezători, îi plac oamenii care se ocupă cu ce le place lor.
Lui Venus îi plac oamenii care au, pun pe primul loc și viața personală, nu doar ceea profesional. Așa că fă tot posibilul ca în perioada următoare să te bucuri de propria persoană. Mergem la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn, careul dintre Soare și Pluto, să știi că te afectează, mai ales pe plan profesional. Probabil că discuția cu unii dintre șefi, mă scuzați, așa, probabil că discuția cu unii dintre șefi nu-ți convine, spune să faci lucruri la care nu te-ai fi gândit sau lucruri pe care tu le consideri că nu sunt potrivite în momentul respectiv. Doar că trebuie să ai în considerare un lucru. Când nu ești tu persoana care ia deciziile, nu ai ce să faci. Nu are rost să te superi, să te enervezi, ci mai degrabă să-ți vezi interesul. Mergem la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător. Trebuie să ai foarte mare grijă la drumurile pe care le vei face, la chestiunile administrative și să nu te lași păcălit. Să nu te lași păcălit de oameni care par mai deștepți, care au vorbele la ei. Întotdeauna în spatele unei aparențe așa nemaipomenite s-ar putea să se afle de fapt niște oameni fără încredere sau oameni mai meschini. Trecem acum iată la pești sau cei cu ascendentul în pești. E o perioadă în care buzunarele tale s-ar putea să mai piardă sau buzunarele tale să se mai golească. Doar că știi cum e, din când în când mai apar și evenimente din acestea pe care nu le putem noi controla. Singurul lucru pe care totuși poți să-l controlezi este să negociezi pentru absolut orice sau să cauți cea mai bună ofertă. Să-ți primească recomandările mele și să ne auzim cu bine mâine!